decât un celeschel, mai bine un CC full. Avea 220.000 de kilometri și era dat înapoi de la 450.000 de kilometri. Ei, na, ai ventilație scaunul, da. Mai ales că sunt scaunele textile. Pe mine mă, e ventilație cu textile acum văd. Da. Aici se simte oarecum lipsa că nu are mai mult sky, da. Hei, salutați și v-am găsit la un nou vlog, este un vlog special deoarece, bă, fraților, n-a venit primăvara, n-a venit nici vara, încă plouă afară, înghețăm aici lângă un Passat CC, dar ce e frumos, se filmează și pe ploaie și pe nisoare. Pe unde prezentat un Passat CC, l-avem aici pe Andrei care îngheață lângă mine. Încântat. Cum te găsești lumea pe Instagram? Picu.andrei sau pe TikTok, poate mai facem pe acolo ceva caterincă cu mașini W, nu, VWPACC. Deci Volkswagen pe ACC, nu? Da, așa e la număr, un fel de joc de cuvinte, o încercare. Bun, astăzi o să încercăm să înțelegem de ce oamenii, în loc de Passat, care e cea mai iubită mașină de către români, mai ales de moldoveni, pentru că Moldova, Passatul e la putere, de ce cineva și-ar cumpăra un Passat ACC și vreau să văd dacă este celesul săracilor. Mie mi se pare că, mă, nu e, nu pot spune că Volkswagen nu e mai ieftin decât Mercedes, dar eu zic că mașina asta are alte aturi față de un CLS. Întreținere mai ieftină? Da, da, da. Mai fiabilă, cred? Mult. Cred că e ceva mai fiabilă, plus că e puțin mai mică decât un CLS. Cred că ar merge mai mult la un A5 al mai săracilor. Exact, da. E puțin mai mică decât un CLS. Dacă comparăm cu A5-ul, sincer, îmi place mai mult ăsta, pentru că A5-ul, generația asta, cu interiorul ăla urțel, da, chiar n-are nicio treabă. Oricum, până ajungi la această mașină, aș vrea să dai un like, un share și un subscribe la acest canal, 20% reducere pe Car Vertical, o să stăm maxim 15 minute să prezentăm mașina, povestea ei pe exterior și după aia dăm pe autostradă să vedem cum merge. Bun, spune Andrei despre mașină. Am luat-o acum un an, e a doua mașină pe care o am, am avut un Duster din 2019 înainte. Adică la Dacia l-a pasat. Da, da, adică român 100%. Bun. Am luat-o în 2022. Da? Da, în februarie. Da, nu știu. Bun. La mașină n-a mai nimic special. Tot ce am făcut eu un chrome delete și e cam atât. Deci mașina are 2.0 diesel, ca 2.0 diesel, da, 140 de cai, nu DSG. Nu e cea de 170, nu? Nu, cea de 140. Deci 140 de cai DSG. Da. Dacă mergem în partea din față, știu că pe Passat CC, cred că astea sunt farurile standard pe care poți să le pui, nu? Nu, astea sunt adaptive cu Bixenon, mai sunt unele care nu sunt adaptive, sunt cu xenon normal și nu au DRL-ul, nu au LED-urile, da. Au doar un bec aici, mi se pare că e incandescent simplu. Și peste astea mai sunt unele cu DLA care și decupează mașina din față. Are probabil o cursă de bani. Probabil, da. Când ai cumpărat mașina asta, cât a fost ea ca preț de achiziție? 13.900. Deci Passat CC din anul? 2015. 2015. Bă, nu e rău la preț. Da, asta am zis și eu. Ai mai ținut anul la preț și are câteva dotări. Interesante, da? Interesante, da. Pe partea de exterior nu avem pachet Airline, tot felul nu, de nu, chestii? Nu, Airline nu e nimic. Avem șatele astea care sunt faine, nu știu să Interlagos se numesc. Interlagos? Pe 18, da. Știu dacă, că mai trebuie la stil turbină, nu știu cum. Da, 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 chiar da. Și dacă o să te uiți puțin, acum jantele parcă se învârt în față. Și că mergi sunt invers, nu? Și pe cealaltă parte se învârt invers. Am mai văzut dilema asta la câțiva posesori de CC. Eu nu mi-o explic sincer, probabil că a fost doar o matriță pe jante. Jantele, dacă le pui așa jos toate patru, asta sunt la fel. Dacă le pui pe mașină, două într-o parte, două într-o parte. Am înțeles, sunt un an de folosință cu mașina asta. Spune așa, ce probleme ai avut cu ea? Ați deschis și capota să vedem cum arată 2.0. Singura problemă pe care o pun numai problemă a fost un rulment la roata stânga față. Deci la motor care nicio problemă, uruia nu? Teribil. Și am crezut că e o planetară și aia măcar speriase. Da. Pentru că am înțeles că e destul de scump o planetară la un DSG. Și în rest n-am avut nicio problemă. În afară de lucrări de întreținere, nicio problemă. Un schimb de ulei costă? Între 500 și 700, 800 de lei. Depinde de uleiul pe care îl folosești. Da. Cred că dacă la 700 de lei, cred că pui un ulei destul de bun. Da, că la 700 de lei Ravenol sau ceva superior. Scurgere de ulei, nimic, probleme nimic, cu turbine, cu injectoare. Problemă, nu. La 200 câți mii de kilometri? 214.000, eu am luat-o la 197. Păi, îmi spun mașina cu kilometri pe factură din Germania, dacă e vreo. Ai verificat-o pe care vertical? Am verificat-o, da. La o mașină premium poți lua țeapă cel mai ușor. Astăzi vă voi prezenta un BMW Serie 6 care a avut kilometri dați înapoi,
după cum puteți să vedeți, de la 194.000 de km la 138.000 de km, a avut câteva daune în Belgia, cuprinse între 1.500 și 3.000 de euro, iar una în România cuprinse între 10.000 de lei și 15.000 de lei. Dar cel mai important la acest raport Carverticale mi se pare faptul că mașina are foarte multe poze. Putem să observăm mai multe stagii în care mașina a fost pusă la vânzare. Aici sunt niște poze din 2020, iar dacă dăm puțin mai jos, putem să observăm și alte momente în care mașina a fost pusă la vânzare și putem observa cum arăta mașina în diferite etape. Dacă mă întrebați bine, această mașină este una destul de corectă, deoarece daunele pe care le-a avut nu sunt unele foarte mari, dar cel mai corect ar fi fost ca proprietarul să specifice în anunț că mașina are kilometri dați înapoi și are două daune destul de minore. Dacă nu vrei să iei o țeapă cu mașina pe care vrei să o cumperi, îți poți verifica mașina din linkul din descriere cu 20% reducere sau folosind codul MERITA. Viziunea plăcută! Mie îmi spun mașinile astea când spun toți oamenii, frate, că nemțoaicele nu sunt bune. Bă, nu sunt bune dacă n-au kilometri real, că dacă o iei cu 200.000 de kilometri, are 400.000 de kilometri, atunci chiar pică, bași banii. Găsisem unul în România, nu fac reclamă, oricum mașina cine îl vindea sau ceva de genul, nu fac reclamă negativă, avea 220.000 de kilometri și era dat înapoi de la 450.000 de kilometri. Pe afară arăta super bine, n-am fost să văd mașina, dar din poze zic, full, ca dotări, airline, 4Motion, 170 de cai, foarte multe dotări. Nu, era în București, culmea. Mă gândeam că ești la Pitești. Nu. Și de probabil dacă o luai pe aceea, spuneai după aceea, veneai acum la merge toți banii după un an de zile, frate, ce proaste spasaturile astea, ce, da, 200.000 de kilometri să pice motorul. Exact. Păi așa e un motor întreținut, mi se pare destul de... Da, e destul de curat. E ok. Mai dau cu cârpa când am timp pe aici, dar... Da, e motorul, până la urmă, nu trebuie să fie ca în interior. Exact, da. La motor așa trebuie să cumpere o mașină, când e prea lustruită, deja e ceva dubios. Accident ceva n-a avut, probabil. Nu cred. Pe care vertical n-a apărut nimic, plus mașina a fost de... luată de la licitație. Uh-huh. Și a avut toate lucrurile transparente. Singurul lucru e o îndoitoră pe haion pe care... Era specificată, nu? De când am cumpărat-o, da, era specificat absolut orice punct din bară. Era aici ceva, o zgrietură mai... Ne scuzați că n-am spălat mașina. Da. Da, e și vremea afară, adică nu se putea face ceva. Hai să mergem puțin pe lateral și dacă... Băi, frate, eu înțeleg de ce ți-ai cumpărat pasă ce, adică în momentul în care te uiți la ea, din toate unghiurile, e frumoasă, frate. Da, arată ok. Deci Volkswagen a făcut câteva modele de mașină, de mașini, faine. Passatul CC, Scirocco. Da, mi se pare super și mie îmi place. Și așa ca și mașină faină care mie îmi place, e Phaeton-ul, mi se pare. La fel. Bine, la prima generație. Da. Asta e una dintre ele și îmi place foarte mult cum se turtește toată treaba asta și îmi place foarte mult că tu ai și panoramicul care se deschide. Nu se deschide, la niciun CC nu se deschide. În sus? Doar se ridică. Doar se ridică, dar el nu se trage. La Scirocco mi se pare că merge, nu? Nu știu, chiar nu știu, dar la niciun Passat CC n-am văzut că se trage, se trage pe spate. Poate avem stopurile LED. Stopuri LED, semnalizări de America. Ia să nu aici. E bine. Merg cam mult în oraș. Spre rușinea mea și spre... E bine, man, ce ai? Rău mașinii. Chiar e bine, pentru Euro 5 așa, nu? Parcă 5, nu. Mi se pare că n-a scos o 6 la RAR. Hai să vedem și portbagajul, poți să deschid? Acolo nu, că asta e a doua problemă pe care am la mașină. Okay. Sunt cablajele. De deci la merge proastă, nu? Dinăuntru nu, dar merge din cheie sau cu piciorul pe dinsubt. Ai cu piciorul? Lasă-mi cu piciorul, lasă-mi cu piciorul. Da, n-ai apăsat pe cheie, nu? Ok, bă, asta e destul de mișto, pe bune. Da, am crezut că nu o să fie utilă până o să mergi cu mâinile pline de, pline de sacoșe, de jeans, de orice și... Deci notarea asta și cu keyless go, keyless entry, eu observ de la mine, magia de pe Opel keyless go, keyless entry și în momentul în care mă duc la ea, frate, cu cheia în buzunar poți să schimbi șa foarte bine. La E39, scoate cheia din buzunar, deblochează, adică e destul de nasoală treaba. Probabil destul de mare, nu cred că e diferență mare între Passat și ce? Nu cred. E la fel, nu? Cred că e la fel, da. Eu, oricum, mi se pare super încăpător. Și era mișto, se deschide cu tot cu haion. Era genial. A fost mult mai practic. Ca la 7, știi? Da. Și cred că de asta ai spus tu că se compară mai bine cu A5-ul. Cu A5-ul, cred că da. Și la A5 tot la fel se deschide portbagajul. Nu are închidere electrică pe undeva, nu? Nu are închidere electrică. Deci nici cârlig electric, are cârlig separat pe care poți să-l pun, dar nu știu de ce îi pune cârlig la mașina asta. Ok. De îndoitura asta, spui, acolo, nu? Da. Poți să filmezi mai puțin aici aproape, că e o mică îndoitură care... Bă, nu știu dacă merită făcută să te apuci acum să... Și eu m-am tot gândit, dacă o să repar, cred că la aceeași bani m-ar costa și să schimb haionul cu totul. La... decât să stau să chituiesc, să vopsesc. Culoare simplă, alb? Da, asta adică, e un plus.
Nu e nici perlat sau ceva, e albola simplu. Nu e... n-o să ai probleme să nu iasă la culoare sau ceva. Da. Bun, hai să intrăm puțin și la volan să vedem cum arată Passatul CC. Întrebare, mă las să conduc și eu puțin? Da. Da? Perfect. Hai să vedem așa. Gata, acum așa, descuiat. O chestie foarte faină, Passat CC, fără rame la geamuri. Cred că și este un motiv pentru care ți-ai cumpăra CC da, și nu Passat cred că normal. Da, mai ales pentru noi tineri. Da. Mamă. Și intru la interior, am observat o chestie și destul de interesantă pe scaune. Deci ai scaune electrice, semi-electrice, da. Și aici ai un buton care ce face? Asta de sus. Masaj. Ai masaj și scaune? Lombar. E un fel de simulare. Mai mult din suportul lombar, el îți face niște valuri, așa, da. Nu poți să-l numești masaj, dar nu e rău. Mai atrage clienții. Frapa asta electrică? Nu, aici nu. Manual, nu? Da. E mișto că e și heliomat, adică nu Da, e foarte închis. Soarele în ea. Poate am pasat, nu știu frate, dar mie îmi place mai mult în Passat decât în Audi. De, în generația asta, cel puțin. Nu știu, sincer, n-am condus niciun A5 din generația asta. Dar și eu mă simt bine la volan, n-am avut probleme vreodată să zic că... Deci chiar acum înțelegi, adică înțelegi de ce românul se găsește în Passat. Poate e familiar, e de atâtea generații la fel. Da. E conservator destul de mult. Deci l-am învățat la unii foarte bine. Avem ceasurile normale, de fapt cu display-ul mare. E display-ul 3D, din ce am înțeles. E cam rar display-ul ăsta în sine, 3D. Okay. Sau e mai mult pe modelele mai noi. Și mi se pare ciudat că ai display-ul mare acolo, dar ai navigația mică. Da, navigația mică. Plănuiesc să o schimb neapărat. Da, la varianta de B6, știu că erau aici niște sărtărașe, au renunțat la treaba asta. Da, nu mai sunt sărtărașe. Erau mișto acolo, sincer. Da, erau destul de practice. Încălzire în scaune, climă încălzire, pe două ventilație ori. În scaune. Ei, n-au, ai venit scaune. Da, e tot acolo pe scaun, e butonul undeva mai în față. Roman, deci nu credeam că există. Da, și mai ales că sunt scaunele textile. Pe mine e ventilație cu textile, acum văd. Da. Sunt printre, cred că singura marcă care are. Nu știu, eu n-am mai văzut nicăieri. Și eu am fost sceptic când am văzut ventilație pe textil și vara chiar e își merită toți banii. Da, adică și și tot, adică are tot. Da, are perdeluță, parcare automată, keyless. Ce lipsește aici? Aici mai era suspensia adaptivă și aici la generația asta nu mai e nimic. Aici ar fi fost senzorii de presiune pneuri. Da, ok. Dar mie mi-a automat că e 2015 și cred că de la 2014 nu. Te grați pe navigație pe undeva, nu? Nu, era aici butonul, da? Și trebuia să stai să dai set și după și lua, dar acum își face asta în timp real. Stai, nu știu ceva aici. Orice pozitor de Passat are. Ok, de BMW aici. Când te grăbești din BMW-ul, nu? Da. Foarte tare treaba asta. Văd că e și padele. Bă, acum... Da, și padele. În schimb, n-are niciun asistent gen de distronic. N-are absolut nimic de line assist sau alte. Sunt mișto și alea, sincer. Te ajută, da, chiar până te ajută. Până lovești mașina în bot. Da, cred că aia e singura, cea mai, cea mai utilă. Uh-huh. Aia care îți pune frână singură. Da, într-adevăr, dar doamne frate, dacă ai un accident cu toate sistemele alea pe față, o să fie destul de groasă treaba. Da. Volanul mi se pare super îngrijit la 20 de km. E ok, dar l-am mai stricat eu acum, l-am mai zgâriat. Chiar când am luat-o eu chiar era... Și nu ca e ok la fel, am început să mai duc acum. Din ce țară a venit mașina asta? Din Germania. Bă, nemții ăștia, mă, frate, nu știu mă cum le conduc. Ajung în România și după aceea ai văzut cum arată. Da, ajung vai de mama lor. Jalnice. Încă o mașină în care stai cu capetele și... Da, plus că se dă și mai în față, mai în spate. Adică ai câteva reglaje la scaune. Știți, curios dacă în spate, față de un Passat normal, ai loc la cap. Hai să mergem și spate să vedem cum e în spate. Și după aceea o să dăm și o cheie să vedem cum pornește și cum se aude 2.0 diesel. Și spuneți voi că nu vreți să auziți un 2.0 diesel live. Mamă, ce ciudat e când se deschide ușa asta fără ramă. Acolo să știi că aveam loc. Pardon. Nu e problemă, haide și tu aici. Bă, și la cap e o mică diferență. Ești față puțin de față. Mai înalt, da. Da. Deci dacă ai freza puțin mai sus... Da, o să te deranjeze puțin. O să atingi puțin cu... E riscul... Frumuseții, să zic așa. Mașinii, da. Dar să știi că îmi place. Aveți cutieră care are cap holder? Da. Uite-mă aici, cap holder frumos de Volkswagen. Păi e o mașină faină. Da. Chiar e faină. Cred că un plafonerul. Ar fi fost super dacă l-aș fi găsit cu plafon negru. În schimb, nu-mi place pentru că trebuie absolut să găsești orice plastic mânere, negru, da. Și mi se pare o bătaie cam mare de cap, dar mi-ar plăcea să și dacă mai aș mică, putea să-l fac negru, da. Eu chiar acum sunt cu mașina mea în serviciu să fac plafonul la Alcantara cu toate astea. Am văzut, da. Deci văzut. O să, dacă vrei, băieți, fain, plafon ca să recomand să facă treaba asta. Mi se pare interesant că toate cupeurile astea n-au mânere, da. Deci eu am rămas șocat și la X6 când am mers cu el, că n-are mânere. Și pe aceea am aflat și eu că nu ai cum să pui mânere pe X6. E real.
Nici eu nu cred că e vreun CC care să aibă, sau A5, sau A7, sau CLS, sau toate mărcile astea care au. Hai să dăm și o chestie, să vedem cum se aude. Bă, loc ai, chiar ai. Și pasaje ce? Sfântul Volkswagen nu dezamăgește niciodată și mașina mai ergonomică ca Passatul este doar Passatul următor. Ce mai zice din cap? Aprob și susțin. Dă-i ok, Andrei. Și hai să vedem cum se aude. Sfântul 2.0 diesel. Mamă, frumos. Faruri. Băi, dar vă stai silențios? E destul de silențios, dar plus că acum motorul, sincer, e cald. Dimineața la rece e puțin mai gălăgios, dar... Man, dacă se auzea unul nou TDI-ul la sa primele generație, da, de 2.0, da. Deci ăsta este parfum. Da, chiar e ok. Deci mi se pare că se aude puțin mai încet decât 2.0 de la BMW, mă crezi? Ăla N57-le, cel puțin de pe BMW, mi se pare că se aude mult mai tare. Ronța e mai urât decât ăsta. Și trebuie și puțin să vedem cum se aude și evacuarea, dacă scoate fum sau nu. Testul adevărului. Nu e, man. E pasat de la cum trebuie să fie. Mi se pare interesant că au pus toate apărătorile astea. Da, de chiar da. Și chiar sunt curios dacă au pus ceva aici autocolant. Știi că Passatul ai ruginește o jumătate? Știu că la unele modele puneam niște autocolant aici să nu, da? Să nu ia rugina pe acolo. Nu știu. Ideea nu are probleme. Cu rugina nu, clar nu. Și când a fost, i-am schimbat volanta și uleiul în cutie și când a fost ridicată pe elevator, băiatul de acolo mi-a zis că chiar e un model curat. Da, bine, și fiind 2015, nu are chiar așa de mulți ani, da. Să zici că... E schimbat volanta? Da. De ce? Început să se bată la rece. Mașina ar mai fi mers cu volanta așa, dar numai am vrut să o fac pentru liniștea mea. Să... Cât a costat costuri de reparație? Volanta într-un servis autorizat, da? Cu garanție și volantă look, care am înțeles că e cea de fabrică, okay. 2700 de lei. De lei? Da. Nu e scumpă, man. Nu e. Adică, având în vedere că e și garanție și tot... Băi, bune că nu e cu tot cu manoperă, cu toate astea? Da, 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 tot. Deci când auziți de DSG, bine că la DSG sunt alte lucruri scumpe, mecatronicul, da, discul de ambreiaj. Care și înfundă valva aia. Deci acolo sunt costurile super mari. Discurile de ambreiaj sunt tot la băiatul unde am făcut eu. Cutia automate buftea, serviciul cutia automate buftea e cel mai bun pe DSG. Mi-a zis că ar costa undeva discurile de ambreiaj la 5.000-6.000 de lei. Cam așa sunt, numai, da. Discurile de ambreiaj, da. Știu că se mai pun și discuri de Q5 de tot felul de chestii. Chiar nu știu, A fost la Vodus Vătăză că și-a pus pe așa pe lui niște discuri mai, ce că sunt mai ranforsate. E posibil, da. Poate să ducă mai mult cuplu sau ceva. Exact, să nu pice la fel de repede. Da. Bun. Hai să vedem cum merge Passatul ăsta. După părerea mea, e o mașină super faină, o mașină de om normal, o mașină cum ar trebui să fie pe străzile din România. Da, da. Și o mașină cu care poți să faci kilometri fără probleme. Dacă vă place acest gen de clip, dați un like și subscribe, dați un follow și lui Andrei și noi hai să vedem cum merge Passatul CC. Sincer că sunt curios, dacă îmi place sau nu Passatul CC. O să-ți placă. Băi, mafioților, ne-am urcat și noi la volanul CC-ului. Suntem în bar la bar aici în București, în orașul ăsta minunat, în care cu un diesel nu prea face afacere. Uite, și șirocu. Da, șirocu, da, mai Passatul frumoase. Nu mai Volkswagen-uri frumoase. Păi, de când te urci în Passat, mi se pare genial. Bine, de când te urci în Passat, ți se apare o eroare ceva pe acolo. Ce a apărut? Nu, e de la camera de semne de circulație. În momentul în care nu citește o perioadă de timp anume, okay. După zice că e unavailable. Dar merge în România treaba asta? Da. Funcționează. Aici camera. Și ea pur și simplu citește toate semnele care vin. Dar acum, dacă în oraș nu mai sunt semne și de viteză, în principiu, că nu mai pare le citește, o să apară... Totul să pară unavailable. Mi se pare interesant când urcim Volkswagen, frate. Bă, nu știu, mai e mașina pentru drumurile noastre. Adică dacă vrei să cumperi o mașină potrivită pentru linie de tramvai, exact cum avem aici, pentru... Aici o să se zguduie puțin, da? Asta e zguduială? Mie, sincer, mi se pare puțin. Vai, viața mea, zici că e clasă. Pe bune? Cât nu cred că dacă ții un CLS cu jante pe 19, pe 20, cum a venit ele... E teribil, da. Nu cred că faci. Mi-ar fi milă. Și la asta mă gândeam la un moment dat, dacă i-aș lua jante pe 19, dar după... Pleci lângă ea. Mulți băieți zic că e păcat să iei jante pe 19 dacă n-ai măcar amortizoare electrice să mergi numai pe confort, să mai absorbă ele din șocuri. Nu, e cu jantele, de obicei, trebuie să iei varianta de mijloc pe care au pus-o producătorii. Da, adică da. Dacă au pus la 17, adică la 19. Adică aici mergi la 17, da, la 19. Da. Mai bine pui, mergi pe ceva de mijloc. Păi, dar și merge, sincer. Adică 140 de cai, 140 de cai, dar... Nu simt nevoie. Da, o ajută mult cutia. Mie chiar mi se pare cutia o ajută. Cred că dacă ar fi fost manuală, s-ar fi mișcat mult mai lent. Mult mai lent că mult trebuie să fii tu șofer. Da, acolo trebuie. Acolo se face diferența, de fapt. Bine, trebuie să fii tu șofer. Cât de șofer ai fi cu față de un DSG, n-ai nicio șansă. Adică da. Poți să schimbi tu. Am filmat cu Golful acela 7, 6R. Da, am văzut, da.
Spuneau în comentarii, băiatul are piciorul de SG pe mâne. Am văzut, da. Gata, mă, la ușor, gata, e n-aș mai dată pe bune. 160 ați spus numai de, da? 160, gata, că dăm 15 ăla. Băi, la... Da, trebuie să fii și super îndemonatic cu treaba asta. Tu mi-ai spus că ai renunțat la Dacia. Da, am avut un Duster înainte, prima mașină, cumpărată de nou. 1.3, 150 de cai. Și mi-ai spus că ai renunțat la Dacia pentru că... Nu am avut un motiv anume, pur și simplu, sincer, eu prima mașină am vrut să fie un B7, pentru că căutam sedanul prima dată. Ok. Am găsit mai multe discuții în familie și până la urmă am ajuns să cumpăr o mașină nouă. Mm-hmm. Eu sunt din Alexandria și singurele două reprezentații din Alexandria sunt Dacia și Opel. Okay. Opel n-am vrut să iau, sub nicio formă. Nu-ți luat Opel. Exact. Și din grabă, că doar ce mai aveam puțin și luam permisul, am zis ok, merge și vedem dacă găsim la Dacia vreun Duster. Și a fost, am avut norocul să găsesc unul fix cum voiam eu, fix pe stoc, mașina din showroom aia de o prezintă. Și am luat-o pe aia, care mi-au dat-o și 2-3 zile. Da, eu o configurasem sincer albă, motorul de 130, nu de 150 de cai, cu aproape aceleași dotări. Și sincer era mai scumpă decât cât am luat-o pe aia de 150 de cai și full. Bine, full adică ăla de unghi mort, da, camerele alea 360, keyless și încălzire scaune, că altceva nu mai e. Ce trebuie mai mult? Da, și da. Mai bine, mai avea navigația care oricum. Și adevărat ce spun oamenii despre... Eu m-am uitat pe YouTube, bă, într-adevăr, mulți spun critică Dacia, mulți laudă prea mult Dacia, că știi că sunt două categorii. Da, eu sper să fiu la mijloc. Și o să zic că sunt plusuri? Bune, da, sunt plusuri și sunt minusuri. Plusurile că e, chiar e fiabilă și eu cel puțin. Bine, că am luat-o de nouă și am știut non-stop ce are mașina, când trebuie schimbate uleiurile și tot. De fiabilă, e foarte fiabilă, cel puțin eu am avut-o bine, am avut-o 2 ani și 50.000 de kilometri. Nu, teoretic, la nicio mașină n-ar trebui să se strice nimic în ea 50.000 de kilometri. La marțile premium de obicei. De noi cu 0 km sunt stricat, adică. Da, și n-am avut nicio problemă. Pur și simplu am schimbat-o pe asta, că am simțit nevoie așa de o schimbare și sincer nu mi se pare că aia e fix mașina pentru un tânăr. De asta rău. Da, cu toate că n-aveam absolut nicio grijă de borduri, de linii de tramvai, de... Undeva așa asta. Chiar se mișca foarte bine, cum ținez mai devreme, Passaturi și Audiuri de 140 de cai, ești cam la o bătaie. E și ușor. Și nu zic asta că era mașina mea, că și asta e mașina mea, și zic că dacă m-aș fi dat cu Duster-ul și cu asta... Te punea Duster-ul. Foarte mari șanse, bine, asta nu știu că e DSG. Celelalte de care m-am dat Audiuri și Passaturi erau manuale, ce-i drept, dar și Duster-ul era tot manual până la urmă. Ăsta probabil ar fi avut un avantaj că era DSG, dar pe scurt cred eu că Duster-ul ar fi avut așa o jumătate de mașină în față. La mașina asta când ai luat-o, sau de fapt hai să-i spun oamenilor, dacă am uitat pe clip și vor să-și cumpere Passat CC, spune-le ce să caute mai exact în momentul în care vor Passat CC, sau minusurile mașinii, că plusurile le văd și ei. Păi nu știu, cred că minusurile sunt astea de întreținere, numai să știi tu, schimburile, volanta, dacă bate, nu bate, că e o investiție pentru unii destul de mare. Eu sincer n-am știut exact ce să caut și am dus-o la un service care a verificat-o în toate punctele. De când am luat-o mi-a zis că amortizoarele pe spate sunt puțin transpirate. Uh-huh. Mi-a zis de atunci că nu e urgent grav, să le schimb. Nu? Acum sper că lunile astea să le schimb. Adică după un an. Uh-huh. Aproape, un an jumate aproape. Și acum mai merg, că n-am simțit. Da, nici acum nu se simt chiar așa de rău. Bine, într-adevăr, dacă intri într-o curbă mai tare, da, trebuie să intri foarte tare ca să o simți așa de rău, da. Băi, mafioților, gata, am dus Passatul pe autostradă. N-avem noi autostrăzi ca în Germania, unde a mers el timp de 190.000 de km sau cât da. Auto. Da. Da, e mai bine decât în oraș bară la bară. Dar tu mi se pare super confortabilă mașina asta. Da, se ține bine. Are noroc că e joasă, taie vântul, e aerodinamică. Și mi se pare interesant că nu-i învâșie geamurile astea, adică la rame. Da, da, are momente când se mai aud la viteze puțin, la 140, 150, poate 160, se aud puțin, dar na. Asta e dezavantajul când îți cumperi mașină coupe, că într-adevăr ăsta e un grand coupe oarecum. Da, da, da. Ai de niște dezavantaje, ai avut probleme ceva cu chederele iarna? Nu, mașina iarna stă în garaj. Și singurul minus la asta, cred că s-au cam întărit ori de la soare ori ceva și cam scârție când le deschid, da. Dar
nu e singurul CC la care scrieți chederele, așa că nu mă sperii sau ceva că să fie vreo problemă mare. Plus că sunt doar niște chedere, adică ar fi fost mai greu dacă nu s-ar mai fi lăsat geamul sau ceva din... Băi, să știi că mecanismul ăla, cred că la, la am avut un smart care n-avea mecanismul ăsta, adică tot la fel, smartul e da, da, pe da, fără, da, știu că e fără... Dar ăla nu coboară, pur și simplu intră, când dai cușa, intră geamul sub chedere. Intră sub chedere. Pur și simplu. La Mini Cooper am avut în schimb sistemul ăsta și nu mai coboară pe stânga. Păi și nașpa că nu mai coboară, că plouă în ea. Deci chiar e nașpa. Da, nu, eu am avut... Uite, și poate încă un lucru la care să fii atenți de la panoramica astea, mai au și le nevoie de o revizie din când în când, de o curățenie. Dacă e pătat pe aici? Dacă curge apa sau ceva? A, și dacă curge apa, da, sunt scurgerile înfundate. Da. BVA Garaj, cine e interesat de lucruri de genul, Nenea Victor face cea mai bună treabă, cea mai mare pasionată de Passaturi și de Volkswagen. Hai să o dăm puțin pe sport, în jos e sport, da? Da, da. O dăm puțin pe sport, să facem o repriză la 120, 3, 2, 1. Aici se simte oarecum lipsa 3000-ului. Lipsa că nu are mai mulți cai, da, că se cam plafonează la... Păi să știi că destul... Adică ia puțin până începe să se mai miște, știi? Și... Mă aștept să fie puțin mai... Mai sprintenă. Mai sprintenă la da, 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 nu, ți-am zis că e puțin... nu submotorizată, că nu e cazul de asta, dar se simte că e limitată de căi ăștia la... Ori am mers eu cu prea multe mașini modificate, cu softuri, cu toate astea, și acum când mergi cu o mașină stock, orice soft stock, da, foarte e cu, foarte liniar, știi? Posibil, da. Dar chiar e liniar, eu dacă și acum, dacă de la 130 la oră, accelerăm, cutia face foarte, adică schimbă foarte rapid, retrogradează. Dar viteza e... Se turează și cam atât. Da, adevărat. Îți dai seama cum ar fi pe mașina asta? Bine, pe asta poți să pui un 2.0 turbo, din câte știu. Da, 2.0 turbo, a fost 3.6 VR6. VSI, ăla VR6 de 300 de cai, da. Adică ce că mai te uiteam de domnul Victor acum, scuze că te întrerup, cred că e singurul cu B7, un B7 Break 3.6 aspirat, cel mai frumos sunet pe care l-am auzit vreodată la un Passat. Păi și nu pui o pilă să vorbim și să filmăm pe bune, că ai vrea să filmezi. Eu pot să-l întreb, nu sunt cel mai... prieten, să zic așa, adică am fost la Nea Victor cu niște lucrări. Da, putem să vorbim, să încercăm cu R32 a mers. E mișto și R32. Nu, cred că e ceva aparte R36 asta. Adică se aude, eu l-am auzit la o întâlnire cu Passaturile. Mi s-a părut incredibil. Plus că știm că așa se aude mașina în sine, că așa poți să-i faci tu orice evacuare și începe să se audă. Dar faptul că așa se auzea mașina stock. Știi ce, poți să mai asculti ceva epic. Am ascultat eu la garaj la Mit un Passat B55 W8. Ce aia aș vrea să aud odată. Deci aia chiar da, că se pare. Mi se pare rău că pe un Passat s-a pus W8, adică artă e aia, artă. De fapt e jumătate de motor de Bugatti. De Bugatti, da. W8 și față de W16. Așa, pe interior văd că n-ai sistem audio Dyna Audio. Nu, știu nu că e Dyna Audio, dar s-a pus și Dyna Audio. Ala se aude mișto, am auzit pe... Da, se aude diferența, cred că e mult mai puternic și pe bas și pe claritate la înalte, dacă nu mă înșel. Dar da, a fost să fie mașina cu... Știi, când îți cumperi mașină second, o e cam pe cea mai bună din punct de vedere da, tehnic. Da, tehnic, da. Că după, uite, am navigația mică, pot să o schimb oricând. Bine, la Dyna Audio n-aș face asta, că e destul de scump un sistem audio cu totul, să iei toate boxele, să le schimbi. Plus e foarte cablaj, mult, cred că trebuie și cablaj. Cred că da, mi se pare că e și sub, nu știu dacă e subwoofer, sub scaun sau dacă e vreun portbagaj, spate, chiar probabil, nu știu, da. Da, s-a pus dotări faine pe CC și pot să înțeleg oarecum de ce e CLS-ul săracilor, pentru că pe la interior, dacă e pe CLS, poți să găsești și bord din piele, da, poți să găsești piele și asta mult mai multe chestii. Doar plastic și da. Asta de fapt e un Passat stilizat ca să se vândă și pentru cei tineri. Că pentru cei tineri, da. Un tânăr da, n-ar cumpăra ce cumpărat. Pentru asta e, da. E și Golful cum și Rock, adică dacă... Da, 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 dacă e cineva care nu vrea Golful normal, se duce spre și Rock. Sau cine nu vrea Passatul care normal, se duce după asta. Cu toate că și astea sunt o groază în România și... Da, da. Mi se pare interesant cum Volkswagen a reușit, frate, să găsească nișa asta și a reușit să vândă cam aceeași mașină în proporție da, de 80%. Da, da, numai că e mai cocoșată și n-are rame la geamuri și în rest e aproape aceeași mașină. Și să acopere și altă da. Plajă de clienți. Da, clar, da. Plus și acum au făcut cu Arteonul, că au scos B8-ul din configurator B8-ul sedan da. Și au lăsat doar Arteonul. Dar ai văzut Arteonul Break? Da, la chiar am văzut ieri unul roșu chiar. O altă mașină care e frumoasă la Volkswagen Arteonul și ăla Break mi se pare
Da, mi se pare că arată, are niște linii super interesante. E mai pătrățos, nu mai e la fel de fluid ca asta. Da, da, da. Arată într-un mare, mare fel. Acolo cred că a avut să se țină puțin și de Passatul normal, dacă tot la un locuit au zis probabil. Nu știu dacă e zvonul adevărat că o să renunțe la Passat în viitor apropiat, dar dacă se renunțe la Passat o să fie trist în industria auto. Da, păi eu de asta înțeles, auzisem, nu mai știu unde citisem, dar faptul că au renunțat la Passatul sedan B8.5 sau care e acum, au renunțat ca să trimită lumea spre Arteon și dacă mai vor break, a rămas Passatul break. Da, din da. Ce citisem eu, acum ar fi păcat să se renunțe la Passat. Cam renunță și la Mondeo și la da, mașină. Am văzut că și la Mondeo se renunță și la Focus, dacă nu mă știu. Fiesta. Fiesta. La Fiesta. Așa, la Fiesta. Deci clasele mici și medii. Da, cam încep să... Pentru că au apărut crossovere, au apărut jeepurile astea de clasă mai mare și lumea nu mai cumpără genul ăsta de mașini. Da. Stai puțin să pun ăsta, că stă pe cap, că-l văd cum se mișcă. Așa, cum ai fix. Bun, hai să mai facem o repriză. Opa, era o groapă acolo mare, să nu fi luat cu jata asta. Poți să-i dai și pe padele, dacă vrei. Pe padele? Las-o așa, că schimbi asta la asta cea mai bine. Hai să vedem, suntem tot pe sport. De la un 80 la oră, 3, 2, 1, kickdown. Mă, bună, ți se turează, frate. Da, mie asta, eu nu prea merg cu ea în sport, sincer, dacă vreau să am ceva reprize mai rapide, așa, o dau un manual și... Acum, sincer, eu aș fi schimbat la 4.000, că mi se pare că de la 4.000 încolo nu prea mai are rost un diesel, da. Adică dacă duci așa după aceea, după... Da, după face viteză, se duce, se mișcă destul. Da, nu fâșie, mă, frate. Adică avem 160 la oră și... Mi se pare da, se aude ok. Plus că e radio oprit, nu e niciun fel de muzică. Dacă mai dai puțin drumul la muzică, cred că ar fi și mai... Da, cred că asta ar trebui să fii și atenți când cumpărați un Passat CC, să-l verificați și pe autostradă să nu ai probleme cu chedele, da, cu reglajul la geamuri, cu... Da. Da. Păi, o mașină faină, o mașină corectă, o mașină de 9.5, chiar mi se pare o mașină... Chiar și mi se pare destul de corectă. Plus că motorul ăsta de 140 de cai mi se pare că la drum nu consumă nimic. Asta nimic. Ce cod de motor? CBAB? CFFB. CFFB, n-am înțeles. CFFB mi se pare că e următorul, da, e generația următoare la CBAB, dacă nu mă înșel. A, de fapt, CBAB e pe prima generație. E pe generație, cred, anterioară, nu știu, cine știe, poate să confirme sau să infirme. Da, la mine, eu n-am știut, sincer, și după... De la alți băieți am aflat. Bine că era tot pe asta, că e codul de motor ok. Norocul meu atunci. Adevărul, full consum, n-am vorbit de cât consumă mașina. În oraș are un medie de 9-9 jumate, ceva de genul, în București, minunat aglomerat. Consumă ceva diesel, mi se pare că asta nu e... Ori s-a aglomerat traficul foarte mult în București. Cred că câte puțin din fiecare, da. Da. Dar nu se mai pare așa o diferență foarte mare. Spune că au scos norme Euro 5, Euro 6, consum mai mic. Băi, dacă le pui bară la bară în trafic... Consumă toate, orice mașină. Da. Și de asta ăla de 1.3 pe care zic că l-aveam, 1.3 cel mai, cât poate să consume un motor, o ascuțitoare de aia de motor. Mă, în oraș consumea 10, 11, în București. Opelul Madi 1.7 TDI, 125 de cai, consumă în București 8.5-9. Orice mașină consumă în oraș. Dacă nu e pe gaz sau, nu știu, hibride și nici electrice... Nici cu gazul nu mai merită acum, dacă e 4 lei. Și benzina e 6.5, nu mai merită nici cu gaz. Da, da, dar așa la drum lung, cel mai puțin, am scos un 4.9 sau 5, ceva de genul, dar cei drept mers numai între 80 și 100, de la Alexandria la Târgu Jiu. Mm-hmm. 80-100. Deci bătrânul B6. Regele. Regele B6, da. Da, legenda vin. Și atunci am scos 4.9-5.2, cam așa, pe acolo s-a învârtit. Da, băi, mașina faină, mersi mult, Andrei, pentru timpul acordat. Cu drag. Chiar e o mașină super faină. Dacă vreți Passat CC, e o variantă foarte bună, dar cumpărați-vă rog frumos cum e asta, așa. Să fie în mințile ei, să fie în mințile ei și cu dotările astea. Eu sincer nu simt niciun minus la mașina asta, că nu ar avea vreo dotare de care, bă, frate, merită să o ai sau nu știu, merită să cumperi CLS sau o altă mașină Grand Coupe pentru că ai dotare. Sincer, mi se pare mult mai degrabă să găsești, de cum am, scaune ventilate și alte nebunii din astea, parcare automată pe CC decât pe un A5 sau pe... Adică mi se pare mult mai rare A5-urile cu ventilație. Am mai văzut unele, da? Cum au fost și pe A4, dar sunt destul de rare. Sau n-am, nu știu, n-am căutat de unde trebuie, că mă uit destul de des la mașini și așa. Și nu prea am găsit. Adică vreau să spui că decât un CLS Kiel, mai bine un, un CC, CC full, full, da. Nu? Și cu trapă și... Fiecare cu ce-i place. Dar eu asta am zis în legătură cu A5-ul mult. Eu n-aș fi adeptul a unei mașini mai premium și chele, sincer. Adică, clar, exact, da. Decât să-mi iau un CLS Kiel,
mi-aș lua un Passat care să aibă mai multe dotări. Sau un A5 care să aibă mai multe dotări. Adevărat. Sau un Ford, sau orice altă marcă, ca să nu credeți că sunt vreun fan al... Nu, chiar așa, Mac, adică mentalitatea asta e foarte bună. Că da. Dotările respective, bucurat de marca respectivă, premium. Dacă nu e dotat, înseamnă că n-ai avut banii necesari pentru ea și vei băga după aceea bani. Plus că mulți le iau și... Nu vreau să vorbesc despre oamenii care... Care cumpără CLS, nu? CLS-uri și sau seria 7 sau alte mașini și cumpără cauciucuri la 3-400 de lei. Până data viitoare, eu am fost meritat toți banii, l-am fost Andrei, dați-ne un follow pe Instagram. În spate a fost Madi, o să facem și un drive row cu Draghi, să vedem în cât timp scoatem mașina asta 0-100. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe și până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa! Pa, pa.